Am scris pe Instagram faptul de ce nu am putut să pun clipul mai repede. Este din cauza faptului că mi s-a șters tot ce am avut în laptop și am rămas fără absolut nicio filmare, așa că a trebuit să reiau totul de la început. Deocamdată sunt cu părul ud în fața voastră. Este din cauza faptului că vreau să mi-l usuc natural. Prostii, nici măcar n-am avut cea mai mică intenție de a-mi usca. Asta este o freză cu o coafură de oameni leneși. Salutări, oameni buni, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Nu vine să cred că mai sunt 2-3 zile până intrăm în anul nou, în 2016. Wow, deci e un pic înspăimântător. Am pus o poză pe Instagram și v-am întrebat dacă ați vedea să vedeți ce am primit de la Moș Crăciun. Multe dintre voi ați spus că sunteți curioase, așa că în video de astăzi vă voi arăta ce mi-a adus Moș Crăciun. Haideți să nu mai lungim și să trecem direct la treabă. Anul ăsta am primit o grămadă de cadouri, foarte, foarte drăguțe, cadouri ce pur și simplu mă caracterizează. Și îi mulțumesc moșului pentru darurile minunate, sunt foarte, foarte fericită și mă ordine așa ca în care să vi le arăt. O să încep prima oară cu cadourile micuțe și după aceea o să trec la cadourile mari. Primul cadou am primit o plăsucă. Uf, ce naiba are pe ea? Am primit o plăsucă de la Victoria's Secret. Aceasta este de la moșul meu drag, ce mi-a adus-o direct din New York, deci vă dați seama. Eu am rămas mai mult impresionată de faptul că mi-a dus din New York, nu că sunt de la Victoria's Secret, da? Și am primit câteva lucrușoare. 3 lip glossuri din gama Beauty Rush, ele arată cam așa. Ăsta este foarte, unul foarte, foarte roz și mi-aș dori foarte mult să vă zic nuanța în care este acest lip gloss, dar din păcate nu are o nuanță, are doar un număr. Este o nuanță foarte, foarte roz și deja am folosit-o, am pus o poză pe Instagram, dacă te curioase, îmi să las link-ul în barea de descriere, flocirei, să mergeți să mă urmăriți și să vedeți cum arată pe buze. El arată foarte, foarte roz în acest tub, dar când îl aplici pe buze este un roz foarte, cum să zic eu, nu țipător, cum arată aici, un roz foarte plăcut și vreau să zic că m-am dat cu el ieri de vreo două ori și chiar a rezistat toată ziua. Băluciul s-a cam dus pe la mai pe seară după ce am mâncat, dar după ce l-am reaplicat și am mai stat vreo 2-3 ore, deși luciul s-a dus, a rămas culoarea acestă roz pe buze, ceea ce îmi place foarte, foarte mult. Iar apoi am mai primit încă două. Cu acesta sunt dată momentan pe buze, dacă vedeți, este un roz foarte pal, mai spre niuri, așa, și îmi pare foarte, foarte rău că nu are nuanța, dar miroase a bombonele, deci miroase așa de bine încât îmi vine pur și simplu să îl mănânc. Mai am încă unul, ăsta este cu tente metalice, dacă vedeți în imagini, este unul foarte fain, cu ăsta nu m-am dat deocamdată, nu știu ce să zic despre el. Și tot de la Victoria's Secret am primit acest portofel cu animal print. Îmi place foarte mult, este super drăguț și are această baretă, baretuță, cred că poți să îl ții așa pe mână și să îl cari după tine, sau dacă nu, se deschide și ăsta se vi-l deschid. Și înăuntru are un lănțic, după cum vedeți, și cred că se poate agăța de cheie sau de un alt ghiozdănel. Următoarea chestie pe care am primit-o de la Moș Crăciun este acest bronzer de la NARS. Este un bronzer foarte, foarte fain, îl port momentan pe pomeți, mi-am conturat fața cu el și vreau să zic că arată foarte bine, nu știu, are ceva special, diferit față de celelalte bronzere. Probabil că ăsta este cel mai scump bronzul pe care îl am. El arată cam așa, vine cu o pensulă, însă pensula nu prea îmi place să o folosesc pentru că este destul de aspră, dar este foarte pigmentat și arată foarte bine pe pomeți. După cum se vede. Chestia asta nu am primit-o de la Moș Crăciun, dar vreau să vă fac cunoștință cu ea pentru că este jucăria mea de pluș
preferată momentan, o ador, o ador, încă nu i-am dat un nume, dar eu îi zic Skunksu și îmi place să dorm cu ea. Am cumpărat-o de la Ikea, îmi place foarte, foarte, foarte mult, e foarte dulce și vine în forma asta super ciudată, astea sunt piciorușele. O ador, pur și simplu, o ador! Haideți să trecem mai departe, niște cadouașe tot așa micuțe. Am primit o sticluță de vin de la Taylor's. Îmi place super, super mult de această sticluță, mi se pare atât. Am primit de la Topshop acest set de cercei. Ăsta are, este o steluță foarte, foarte drăguță și ăsta este doar un cercel normal, iar la spate arată cam așa. Choker. Este un joker foarte, foarte finuț și dacă îl vezi așa zici, nu prea cine știe ce, dar arată foarte bine când îl pui pe gât împreună. Molly! Împreună cu alt accesoriu, îmi place tare mult, îmi este tare drag și de-abia aștept să îl port. Cred că cel mai bine de o vară. La o... scuzați cu aia. La o țintă așa mai buhușic. Ok, acum haideți să trecem la cadourile mai mari. Haideți să vedem ce am primit. Am aici o cutiuță foarte, foarte sclipicioasă. Nu știu cât de bine se vede în imagini, dar capacul acestei cutii este extra mega sclipicios și îmi place tare, tare mult. Iar această cutiuță vine cu un dita mai buretele. Așa. Roz, ca mine. Sunt roz în cap. N-am tâmpeni în cap. Apoi avem un Sugar Crush Body Wash. Ăsta cred că este un gel de duș în miniatură. Un hand food. Asta este o cremă de mâini și le mirosit o dată când l-am primit. Am uitat, cred că miros a lămâie. Da, oh, miros atât de fresh. Oi. Mi-aduce aminte de budincă. Îmi vine să le mănânc. Un body scrub și ăsta arată cam așa. Am să vi-l desfac. Taram! Ia uitați! Este foarte gros și cred că... am mai avut unul din ăsta mai de mult și l-am folosit și vreau să zic că lasă pielea extra mega super fină. Un body butter care... de asemenea, uai, ce mai miroase! De asemenea, miroase a lămâie. Vreau să mirosiți și voi? Vreau să mirosiți? Mirosiți? Ce fain ar fi dacă ai putea să miroși prin televizor sau prin ecranul de la computer sau laptop. Deci să trecem mai departe. Am primit un cadou minunat. Îmi place mega mult această chestie. Este o ramă de poze și mi s-a spus că această ramă de poze este handmade. Îmi place foarte mult acest detaliu în formă de inimioare și cu trandafiri ăștia așa pe margine. Și faza asta pare că este făcută din lemn. Super, super dulce. Mie îmi plac foarte mult ramele de poze și cred că atunci când primești un cadou de genul de la cineva, este un cadou mai special. Mie îmi place să colecționez poze și să le pun în ramă, mai ales cu prietenii dragi și cu familia, așa că mersi mult de tot, dragă moșule. Îl ador, efectiv îl ador. Nu știu de unde e, habar nu am, va spune, dar nu știu. Oi. Nu știu dacă auziți prin cameră, dar afară plouă, deci e vijelie, nici e frică să ies afară, să mă uit pe geam. Deci voi auziți cum plouă afară? Efectiv, rupe tot. Nu știu dacă se vede. Dar de auzit, se aude. Sunt în pijama, mă simt foarte așa în largul meu când sunt în pijama și fac clipuri pentru că nu trebuie să fiu fancy. Și da, mă simt mult mai liberă, parcă și cuvintele îmi vin mult mai repede și da, așa mai departe. Bun, un alt cadou minunat pe care l-am mai primit este un set de scumuri de la Jamie Oliver. Îmi place foarte mult acest set de tacâmuri pentru că, sincer să fiu, de când m-am mutat în casa asta nouă, n-am avut niște tacâmuri ca lumea, le-am pus pe toate în...
Le-am pus pe toate în mașina de spălat vase și dintr-un motiv anume s-au rupt în două. Așa că dragul nostru de Moș Crăciun s-a gândit să ne facă un cadou fain pentru mine și pentru Nathan. Am aici o cutie în care se află acest suport de baie. Cred că moșul știe cât de mult îmi place mie să fac baie. Dacă ar fi după mine, mi-aș umple cada cu balonașe în fiecare zi și asta acolo să zac pentru 2-3 zile, dacă ar fi posibil, însă nu este posibil, așa că visem. Ok, și așa arată acest set. Îmi place super mult pentru că aici poți să-ți pui un pahar de vin sau prosecco, mă rog. Are un suport și pentru lumânare, poți chiar să și citești. Și da, cred că aici poți să-ți pui și ceva, șampon sau, mă rog, alte chestii. Mi se pare un cadou foarte mișto pentru domnișoarele, cărora le place să facă baie. Mai avem aici o cutie foarte drăgălașă cu acest set de sticluțe de parfum. Uai, deci eu mor de această cutie, îmi place la nebunie și când am văzut am zis, moșul ăsta se pricepe prea bine, mă cunoaște prea bine, de unde știe el că eu chiar îmi doream niște sticluțe de parfum? I-am zis că am fost super cu minte anul ăsta și da, chiar mi-a ascultat rugămintea. Mulțumesc, dragă moșule, e super dulce, te pup. Mua. Îmi place super mult că am primit 3 în una și în diferite culori. Iar aici, nu știu dacă vedeți, sper că vedeți, dar una dintre ele are această pompiță și chestia asta de plastic este ca să torn parfumul în sticluță. Foarte, foarte tare ideea de cadou, îmi place la nebunie și am zis că în asta o să pun ceva Chanel, iar în asta o să pun ceva parfum de la Dior, dar când o să am bani. Și cred că aici o să pun ceva mai mic, esență de parfum, nu știu sigur, o să vedem. Oh, asta cred că vine cu pipetă, bă, deci foarte, foarte tare. A venit o cutiuță super drăgălașă cu fluturi de la Accessorized, iar înăuntru, vreți să vedeți ce avem? Știu că vreți. Am un ceas extraordinar de drăguț. Ia uitați cât este de drăguț acest ceas și îmi place ambalajul foarte tare, vine cam așa și nu știu dacă observați, dar are două curele, deci când te plictisești de una, o schimb cu cealaltă și da, mi se pare super cool. Wow, deci asta are, deci o curea cu flutura și o curea cu floricele. Foarte drăguț, moșule, mulțumesc din suflet. Eu m-am apucat să fac așa o mică mare colecție de ceasuri și am zis că poate în fiecare lună, dacă o să am bani și o să-mi permit, o să-mi iau câte un ceas să îl adaug la colecția mea. Dar îmi place foarte mult acesta, mai ales că are două curelușe și da, mulțumesc! Mai am câteva cadouașe, iar apoi vă las. Promit să vă las, mergeți la culcare și să nu vă mai rețin. Avem aici o cutie foarte, foarte cașto. O cutie neagră cu floricele roșii, parcă e pictată așa din sticlă. Este foarte lucioasă. Nu știu de unde e, nu pot să vă spun pentru că habar n-am, dar îmi place foarte mult. Este o cutie în care să îți ții bijuteriile, iar pe dinăuntru este acoperit așa cu o catifia neagră. Da, cred că aici o să-mi țin ceva brățări, lănțuri și nu știu, dar îmi place pentru că se potrivește foarte bine cu camera mea în care îmi țin machiajele și celelalte tâmpene. Ok, iar apoi mai avem încă două lucrușoare micuțe care au venit împreună cu cutia. Este vorba despre acest lănțișor în formă de triunghi. Îmi place mult, este simplu și cred că dă bine la o geacă de piele. Sau, de ce nu, pe frunte. Ia uitați. Acum pot să dau și din buric. Uup, uup. Am mai primit, asta este ultimul cadou, promit. Am mai primit aceste două inelușe. Scuzați-mi unghiile, eu mi le pregătesc pentru un nou model de unghii, pentru Revelion. Da, am mai primit
acest set de inelușe în formă de fulgi de zăpadă. Foarte drăgălaș, foarte, foarte drăgălaș. Am zis că o să-mi fac unghiile așa de iarnă cu fulgi și am să port aceste două inelușe drăgălașe. Mulțumesc de tot, dragă moșule! Era să uite! Ultimul cadou, promica este ultimul. Este un cadou super fain și nici n-am mai văzut așa ceva. Chiar m-am dorit așa ceva. Da, este vorba despre această clătitoare, clătitorit, clătitoare pentru clătitorit, clătite maker, această chestie care face clătite, arată așa, ca pe cutie, și moșul a știut că eu sunt o mâncătoare profesională de clătite cu Nutella și banane, așa că s-a gândit să-mi aducă o clătitoare. Da, vine cu această chestie, cu asta cred că se învârte aluatul, asta să vă arăt acest OZN, arată ca un OZN. Am primit un OZN de făcut clătite. Da, deci pe acest OZN se pune aluatul de clătită și se întoarce cu această paletă. Să zicem paletă, și se face așa, iar apoi aluatul se întinde pe toată suprafața și gata, avem clătita. Nu știu de unde, habar nu am, însă mi se pare super fain și de-abia aștept să mă apuc să fac clătite. Cred că o să-mi deschid o clătitorie și o să vând clătite cu Nutella și banane. Dar, da, de abia aștept să le fac și cu siguranță am să vă arăt și vouă ce iasă. Ok, dragele mele și dragilor, poate sunt și băieți care se uită la mine, de ce nu? Mulțumesc super, super mult că ați avut răbdarea să uitați până la sfârșitul acestui video. Sper că v-a plăcut și sper că a fost inspirațional pentru voi. L-am făcut deoarece ați zis că vreți să vedeți și poate este așa, ca o inspirație, dacă nu aveți idee ce să cumpărați cadou cuiva. Și da, mă bucur super mult că sunteți alături de mine. Vreau să știu ce ați primit și voi de la Moș Crăciun și cât de cuminți ați fost. Nu uitați să mă urmăriți și pe social media, pe Instagram și pe Facebook. Vă aștept acolo unde postez poze aproape zilnic. Sunt nebunită după poze, nu știu ce e cu mine, da? Dar, da, dacă vreți să mă urmăriți și acolo, de ce nu, eu vă aștept cu mare, mare drag și ne vedem la anul în 2016. Eu vă urez numai sănătate și fericire și mult, mult noroc și un an cât mai frumos, un an nou plin de bucurii și împlinirea dorințelor. Da, vă pup cu drag și ne vedem la anul într-un nou video. Pa, pa, aveți grijă de voi, numai bine! Pa!